Sâmbătă, medieșenii sunt așteptați până la miezul nopții să treacă pragul muzeelor și caselor memoriale din oraș. Primăria Mediaș, prin Direcția de Cultură, organizează un eveniment deosebit care marchează Ziua Internațională a Muzeelor. În acest an va fi pentru a șaptea oară când la Mediaș se organizează un program unitar dedicat acestui eveniment muzeistic, fiind implicate majoritatea instituțiilor locale de profil, ceea ce conferă publicului posibilitatea parcurgerii unui veritabil tur cultural al acestora. Astfel, cei interesați vor putea vizita gratuit Muzeul Mediaș, Casa Memorială Ștefan Ludwig Hirot, Turnul Pietrarilor, Biserica Evanghelică Sfânta Margareta, Casa Memorială Hermann Oberth și Sinagoga Mediaș. Primăria Municipiului Mediaș organizează în data de 14 mai 2022 un eveniment deosebit care marchează Ziua Internațională a Muzeelor. În acest an, la Mediaș se desfășoară pentru a șaptea oară un program unitar dedicat acestui eveniment muzeistic, fiind implicate majoritatea instituțiilor locale de profil, ceea ce oferă publicului posibilitatea parcurgerii unui veritabil tur cultural al muzeelor și al caselor memoriale medieșene. Cele 6 instituții culturale participante în cadrul acestui eveniment sunt Muzeul Municipal Mediaș, Casa Memorială Ștefan Ludwig Hirot, Turnul Pietrarilor, Biserica Evanghelică Sfânta Margareta, Casa Memorială Hermann Oberth și Sinagoga Mediaș. Intrarea este liberă la toate instituțiile medieșene participante la Noaptea Muzeelor. Orarul de vizitare, precum și programul detaliat pregătit pentru acest eveniment, pot fi consultate pe site-ul oficial al municipalității www.primariamediaș.ro, precum și pe pagina de Facebook Mediaș, Tradiții, Istorie și Gastronomie.